face România în direcția susținerii tehnologiei. Pentru asta, mă gândeam să încep cu doamnul Mușa Dumitriu. Ministerul Educației ne-a ajutat mult prin faptul că atunci când am trimis mesajul către inspectori, lucrurile s-au întâmplat într-un mod nemaipomenit. Am primit foarte multe mesaje de susținere de la inspectori, fie că erau inspectori educaționali, fie că erau inspectori de informatică specifici, toți au fost extrem de entuziasmați de eveniment și de susținerea lui în cadrul școlilor. Imediat au venit și rezultatele. O mare de profesori care au început să se înscrie pe site-ul global, să își registreze acolo evenimentele și să pună o serie nenumărată de întrebări despre cum pot oferi mai bine și mai clar acest eveniment elevilor lor. Ce aș vrea să întreb e cum privește Ministerul nevoia asta de resurse umane. Știu că sunt companii de IT care au centre de dezvoltare aici și care și-ar dori mai mulți români pregătiți. Cum gestionează Ministerul ăsta? Există vreun plan pe termen lung? Bună ziua! Eu mă voi ridica, întrucât profesor fiind la bază, sunt obișnuită să îmi privesc elevii în ochi. Ca atare și pe dumneavoastră vreau să vă privesc în ochi și mi este mai comod dacă stau în picioare decât dacă stau pe scaun. Înainte de a da un răspuns întrebării, provocării adresate de domnul Alin Chiriac, aș vrea să spun că mă bucur că astăzi ne aflăm aici împreună la lansarea unui eveniment inedit, cum este ora globală de programare. Spun că este un eveniment inedit pentru învățământul preuniversitar românesc, întrucât este un eveniment care a fost promovat, așa cum spunea și domnul Chiriac, în mod sistematic și cu sprijinul Ministerului Educației și sperăm să fie un eveniment foarte bine primit de toți profesorii și elevii din învățământul preuniversitar românesc. Vreau de asemenea să felicit în primul rând organizatorii de la AdFaber pentru inițiativă și pentru perseverență și insistență în a promova și organiza acest eveniment și, bineînțeles, și pe partenerii care susțin acest eveniment, care sperăm noi va fi urmat și de alte evenimente, tot pornind de la inițiativele europene de la care a pornit și acesta. Încercând să mă apropii de răspunsul pe care îl așteptați, aș vrea să menționez pentru cei care eventual nu au foarte multe informații legate de pregătirea elevilor noștri și de studiu programării, aș vrea să precizez că în învățământul preuniversitar, studiul programării începe de la nivel gimnazial. Ce-i drept, are un caracter opțional și se adresează în primul rând elevilor capabili de performanță. Dar rezultatele nu se lasă așteptate nici la acest nivel. Ele s-au confirmat încă de la nivelul clasei a 5-a, prin rezultatele obținute la competiții externe. În ceea ce privește pregătirea în programare, la noi, în învățământul preuniversitar, se face în mod sistematic la liceu. La liceu, prin clasele de matematică informatică, simple sau intensiv informatică. Și aici, rezultatele elevilor noștri, de asemenea, confirmă o foarte bună pregătire, atât din partea lor, cât și din partea profesorilor.
Prin urmare, există premise, există potențial, rămâne doar să îl valorificăm mai mult. Și prin acest eveniment care se lansează astăzi, tocmai apare o oportunitate, deci un pachet de acțiuni complementare menite să atragă nu numai elevii dotați nativ pentru programare, ci să atragă cât mai mulți elevi și profesori în tainele programării. Bineînțeles, această atracție apare în momentul în care acest lucru se realizează într-o manieră distractivă și tocmai acest lucru am înțeles eu că se realizează în cadrul acestui eveniment. Nu-mi rămâne decât să ne dorim, să le doresc în primul rând organizatorilor și nouă beneficiarilor din învățământul preuniversitar mult succes în susținerea acestui eveniment și un număr cât mai mare de participanți care să se angajeze treptat în cascadă în urma acestui eveniment. Și, bineînțeles, finalitatea fiind și mai multe rezultate foarte bune, confirmate și poate o afirmare mai puternică a programatorilor noștri și la nivel național. Aș vrea să merg mai departe și să-l întreb pe domnul Florin Rădulescu, prodecan la Facultatea de Automatică și Calculatoare, cum resimte Politehnica sau Facultatea de Automatică, cum resimte această cerere de resurse. Știu că am fost la o întâlnire a automaticii cu companiile din IT și s-a dezvăluit destul de mult problema asta. Ce să spun, noi încercăm să facem tot ce putem pentru a umple această diferență, acest gap între cerere și ofertă. Programatorii se aseamănă cu banii, știți? Întotdeauna sunt prea puțini. Noi încercăm să mărim numărul lor. Cifra de școlarizare de la noi de la facultate a crescut destul de mult. Pe când am intrat eu student, erau 270 de studenți pe serie, acum sunt 600. Deci numărul de studenți a crescut. Calitatea învățământului este foarte bună. Deci la nivelul acesta de absolvenți de facultate și mai departe și licență și masterat și chiar și absolvenți de doctorat, noi zic eu că ne facem datoria. Dar ceea ce se numește programator nu este întotdeauna doar un absolvent de facultate care a petrecut niște ani, 4 ani, 3 ani, 4 ani, 5 ani pe băncile școlii. Cred eu că nevoia de profesioniști, că asta s-a spus, este o lipsă de profesioniști în informatică, nu neapărat o lipsă de absolvenți de licență, masterat și doctorat în informatică. Cred că ceea ce lipsește este acest nivel intermediar și acestui nivel îi se adresează oarecum această inițiativă care este extraordinară din mai multe puncte de vedere. În principal, copiii încă de la o vârstă mică vor ști ce este aia programare. Nu vor vedea doar în filme, știu și eu, cum cineva așa tastează cu o viteză inimaginabilă niște litere pe acolo pe un laptop și se întâmplă ceva deosebit. Vor vedea dacă li se potrivește sau nu li se potrivește o astfel de meserie. Pentru că și faptul acesta că un copil își dă seama că nu este făcut pentru programare, este foarte important. Încă de mic el va căuta o altă cale, pentru că societatea are nevoie nu numai de programatori, are nevoie de toate meseriile și nu-și va pierde timpul poate cu ceva care nu este pentru el. Deci de mic se va reorienta spre altceva. Din contră, cei care le place programarea, vor vedea că le place programarea, se vor orienta poate de la o vârstă mai fragedă către programare, pentru că și în programare e ca în gimnastică. Dacă nu o iei de foarte devreme, poți să, și ușor să nu ajungi
O să ajungi, bineînțeles, dar poți să nu ajungi întotdeauna la în top. Din punct de vedere al facultății, și noi ne-am alăturat, suntem, ați văzut, suporteri acolo pe ecran al acestui eveniment. Foarte multe cadre didactice de la noi din facultate vor ține astfel de ore în această săptămână. Noi avem un colectiv de oameni tineri foarte buni și care și prin efortul lor individual la diverse școli din București vor participa la efortul general care se desfășoară sub coordonarea Ministerului Învățământului și al organizației noastre pentru creșterea nivelului de penetrare al programării, să spunem, la nivelul societății. V-am spus, deci în ceea ce privește întrebarea noastră originală, noi facem ceea ce putem, dar vă dați seama că nu vom putea noi o singură facultate să formăm 1 milion de oameni până în 2020. Trebuie ca toți să participe.